prea grave de vreme de la așa adică ceva. Sau a pus el, a pus și ea condiții. Eu cu Andreea n-avem condiții. Dar ne referim la amândoi. Eu cu Andreea n-avem condiții nici acum, după 3 luni. Dă-ți mă, ajungi că asta zic. Adevărul că e prea mult, prea mult din noi. Prea de vreme. Prea mult și cred că vă stricați înainte să începeți. Exact, da. Asta... Asta da. Dar mai aveam o teorie. Dacă Diana a început cu condițiile. No. Nu, nu, stai un pic. Stai că eu când l-am întrebat pe el, când l-am sunat pe cameră și l-am întrebat cu cine e mașina, eu glumeam. Glumea, bă, condiție să blocheze sau nu știu să facă sau cui să-i răspundă sau cui să nu-i răspundă. Nu. Sau doar de pedepse, pare... ai zis ceva de pedepse sau de alte fete să nu stai în prajma. Nu, am glumit. Am zis că eu mă duc să fac. I-a glumit, dar a zis era adevărat. El mi-a zis că eu am zis că vin în casa la băieți și că fac pedepse și el mi-a zis să nu mă prind. Sunt adevăr, a zis un adevăr. Și atunci tu când vorbești serios, că nu prea înțelegi, tu când vorbești serios? Păi am glumit că am zis că vin să fac, pe care? Să nu facem pedepse, nu? Așa, da, ok. Ai învățat, da, altceva. Bine. Mi se pare că, asta vorbeam și cu fetele, că încep, nu știu, că forțez, nu știu, că, nu știu. Ce forțez? Ce faci, Diana? Bați de retragere acum? Nu, vrea să se simtă mai liberă. Păi da, da. Uite, de bă, nu mai puneți paie pe foc. Să vorbești cu Fernando. Băieți. Nu, eu am să-i arăt telefonul lui Gabi să vadă ceea ce am vorbit eu cu Fernando. Te minunezi. Problema este că, că mi se pare că, nu știu, prea pune presiune, nu știu, grăbește lucrurile. Mi-a zis sus că el mi-a arătat mie... Mi-a demonstrat ceva. Ce mi-a demonstrat? Că mi-a dat o inimioară, că am vorbit cu el pe cameră și că am vorbit azi aici și ne-am dat câteva pupicuri. Ce mi-a demonstrat cu asta? De exemplu, ca, cum ar fi o pedeapsă. Tu ce ți-ai dat seama după dansul cu Cătălin? Ce... Care dansa lui Cătălin? Clubul. Mai mult înseamnă. De ce te-ai spăliat? A fost din față sau din spate? Care dans? Că nu înțeleg. La club? Da. Da. Păi ce, am dansat pur și simplu. Asta zic, dar n-ai simțit nimic. Nu. Asta zic. Deci ți-ai dat seama că nu simți nimic pentru Cătălin? Da, eu nu am simțit niciodată nimic pentru Cătălin. Păi Cătălin, spune, bă, ce spui, mă, pe acolo? Enorm. Asta zic, vreau să-ți dau dreptate că te ajută o chestie de genul, îți dai seama ce simți. Da, normal, dar eu cu Cătălin nu am avut nicio treabă niciodată, nici măcar n-am vorbit. Lasă, Diana, că timpul le rezolvă pe toate. Nu am vorbit niciodată să bă de fasol. Să zic că îmi place mie de el sau lui. Nu, am vorbit pur și simplu prietenește. Am vorbit. Chetu să fii small. Eu i-am zis asta, bă, grija ta mare e Fernando. Zic, lasă vrăjeala cu Cătălin. Exact, Cătălin n-are nicio treabă. Cu Cătălin se vede la o pușcă că sunteți prieteni. Focul lui Fernando. Este că nu ți-a picat prea bine când ți-ai să-l blochezi. Ah, bravo, nu o să-l blocheze. Ce bine, nici nu ai cum. Niciodată. Dar am zis că, adică am reacționat așa un pic, îți dai seama, pentru că eu încă vorbeam cu el, bine, asta... nu vorbesc să fiu cu el împreună, vorbeam, mă sunam, am întrebat ce face, dar bine, ce să mai întâmplă. Asta am zis eu că la început, adică până acum, fiecare a mai vorbit cu altcineva. Până normal, asta, adică... normal, exact. Doar că tu, dacă vrei să-l cunoști pe Gabi, ar fi fair play să-i spui lui Fernando, nu neapărat să-i dai bloc, să-i zici, bă, uite, exact, să-l cunosc cu băiatul ăsta, vreau să rărim un pic, să o dăm în prietenie. Dar stai un pic, să nu se înțeleagă altceva, că eu nu vorbeam cu Fernando pe fiecare zi, eu vorbeam cu Fernando odată la nu știu cât timp. Din ora mă întreba ce fac, dacă... Nu contează, și atunci să-i spui, bă, vreau să-l cunosc pe Gabi, o să rămânem la nivelul de prietenie. Nu vorbesc cu Fernando ca și iubit. Atât, nu. Exact. Dar cât timp pentru el în cunoaștere, dacă ajungeți la concluzia că nu-i nimic, exact, îți vrei convorbirile din oră în oră cu Fernando. Deci tu nu trebuie să ai atâtea cerințe, Gabriela. Am înțeles. Mulțumesc pentru sfaturi. Da. Mulțumesc pentru sfaturi. E dar, bine că le-ai Gabi, tratare. Fă ce simți, tată. Tu fă ce știi tu și cum simți tu. Eu mi-asum tot ceea ce am, tot ceea ce am făcut. Ca și Sergiu pe toprică. Păi tu ca Sergiu, Gabi. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ia aminte la sfaturile noastre. Da, bineînțeles. Cât mai multe păreri, cu atât mai bine. Sfaturi, păreri, le dăm din... Na, Bianca, s-a dus. Își trage concluziile singur. Eu fac ceea ce... Nu știi ce face lui Bian. Exact. Fată! O, Bianco! Păi leșină băiatul ăsta, ce să-i fac? Ping! Deci, Diana, l-ai blocat pe... Deci Diana e în friend zone. Nu o să blocheze. Nu l-am blocat. Dar nu-l bloca, fată, cum să blocheze? Dar nici nu-l blochează, măi. Nu o să blocheze, bă, că până la urmă între ei au fost sentimente. Între ei a fost iubire, mă. Între ei a fost tatuajul, mă. Și momentan lui. Dar ce ai zis, bă, că săptămâna viitoare poate îl fac și pe Gabi pe mâna stângă? Ai grijă ce vorbești, că... Turcule, eu știu că tu ești prietenul lui Fernando, da, hai. Baby, baby, hello.
Turcu a zis. Păi Turcu a zis, că am auzit. E bine, acum mai recunoaște. Nici da, mai auzit aici, auzi Roxana. Auzi, e bine, la, ești la din dragoste. Roxana. Hei. Numele Sabina, Sabrina, îmi spune ceva? Cine mai ești aia? Întrebam. Ce ai făcut cu Roxana? Ia vezi. Pa. Știu de-al de Andreea, Dea, Alexandra, asta le știu. Sabrina? Hai, nu știu, hai, una, două. Auzi, e una, două. Sabrina, auzi? Roxana, Sabina, fit, Sabrina, fit, ceva de genul, nu? Da, un fit de zboară din tine. Dau un fit de zboară din tine. Să vezi ce fit vă fac eu. Dar n-auzi că n-are nicio grupă de, de buzi deficitară. Eu o să fiu moaș, ce crezi? Ia-ți microfon. Alo. Să vină Flori. 007, Marius. Vreau să meargă în Germania la o mașină groasă așa. Cine, mă? Marius. Nu, n-am drum. Băi, cu ce femei mai vorbești tu? Asta zic, Sabrina. Cu ce femei mai vorbești tu? Că noi trebuie să avem copii. Nu știu. Cu care să vorbești, Marius? Ce? Ce vorbești tu? Nu, nu, pe mine zic, Sabrina Fit. Păi nu, că Marius o să meargă prin Germania, că... Auzi, Roxana! Cum? Sabrina Dobre, ceva de genul ăsta. Păi el știe mai bine, stai un pic. Ceva de fi. Trecoși tu pe fata. Aia cu dosul ăla. Dar tu de unde o știi, Marius? Păi nu știu. Nu am o închide. Mi-a zis turcul, ia uite. Trecoși tu pe fata de pe Instagram. Măi, râde Roxana, că după aia iei foc. De ce râzi? Stai că nu m-au... Păi tu râzi, dar de ce dacă ar fi vorbit... Să stai, la casa, păi poate aia care l-a căutat pe el. Poate a glumat. Da, știe acum să rezolve situația. Nu, dar o știe. O știe. Nu ce fit, uite, ia, ia ce fit. Gabi, ce părere ai, mă, de treaba asta? De ferească Dumnezeu, Turcule, să fi dat like-ul lui vreuna, Sabina Dobre, că... Vedem ce va fi. Ia, care a vorbit... Da? Păi da. I-a dat un blog, mă, la... I-a dat un blog, mă, la... A, de te face că... Dar crezi că o mai știi, că... Nu cred că mai știu, că aș duci la urea să ai nervat decât de emisiunea să ai nervat. Era pe fitness? Cum mă trag? Da, mă, da. Chetul știi bine. Ce frânceală! Ăsta le vine numai pe tine, mă! Dar Roxana, mă, că i-am băgat eu pe gâgen, că i-am arătat, eu știi? Chetul, bă, de vină, bă, el e, da. Eu eram de vină, da. El e. Doamă, cine cu ea arătată? Eu dormeam, frate, și m-am trezit, știi, și bagă de data asta telefonul în față, bă, uite. Eu mă uitam pe telefon, ai înțeles? Și bagă chete, m-am trezit, bă, ce faci, mă, chete? E bomba asta. Oași, eu s-a bucat vărul la vorba, ai înțeles? Nu cred. Hai, nu cred. A fost discuție, nu știi de mult. N-am fost eu atent. Asta e fineți. Era la început. Era la început, aveați un vibe foarte bun, era foarte frumos și foarte interesant și foarte plăcut, era o emisiune nouă. Doar că voi știți unde sunteți acum și vă bateți joc și de voi și de noi. Bianca, Roxana, da. Voi sunteți din sezonul întâi aici. Da. Cumva noi vă înțelegem foarte bine. Pentru că sunteți obosite, pentru că sunteți sătule. Ați văzut că la un moment dat când mănânci un anumit fel de mâncare prea mult, se taie? Nu neapărat. Nu poți să mai mănânci, la un moment dat. Să fată puțin. Andreea, ieri spuneai că vrei să pleci. Cum? Ieri mi-ai promis că nu mai faci nimic și că nu mai încalci niciun regulament. Andreea... Vă bateți joc! Cu ce am bătut? Te-ai bătut joc! Ai scos microfonul, l-ai învârtit cum ai vrut. Nici nu mi-am dat seama. Ai ieșit a... Serios, dar nu ne... Chiar nu mi-am dat seama de asta. S-a scos mă joc el. Și cu staful ce ai? Ce am mai făcut cu staful? Asta te întreb, când te-au chemat. Cu microfonul? Da, de ce le strigi? De ce faci asta? Da, nu strig, dar fără să dau seama. Da. N-am făcut cu intenție, dacă făceam cu intenție, mă rog. Atenție mare, vă înțelegem. Sunteți aici de foarte mult timp. Noi vă lăsăm să plecați. Noi nu ne supărăm pe voi. Noi nu... Este urât să mă duc să vă deschid ușa eu. Sau să intru cu niște cartonașe. Sau să se inventeze vreun motiv pentru voi. Este urât. E prea mult. Înțeleg, sunteți din sezonul întâi. Poate că ați obosit.
Păi dar nu suntem singuri oameni. Nu sunteți prințesele acestei emisiuni. Nici eu, nici Roxana. Da, suntem vechi, am înțeles asta. Dar nu înseamnă că trebuie să vorbim mai mult dacă suntem din sezonul întâi. Nu, dar nu trebuie să le faceți pe celelalte să creadă că voi sunteți superioare. Dar când am făcut asta? Dar să zic ele când. Eu personal nu am făcut chestia asta. Prin tot comportamentul pe care voi îl faceți vis-a-vis de show, de echipă, de absolut tot ceea ce înseamnă această emisiune, demonstrați în fața celorlalte că voi sunteți superioare. Sau cel puțin asta vreți. Cu ce v-am demonstrat că sunteți superioare? Fiecare, dacă are ceva de obiectat. Dar cu ce v-am demonstrat vouă că sunteți superioare? Ce am făcut? Mai sus ca voi? Pe bune! Eu vă înțeleg! Eu chiar vă înțeleg! Pe cuvântul meu, vă înțeleg! Dar mă simt foarte prost să vin aici să ce? Nu pot să vă reamintesc de fiecare dată aceleași lucruri. Chiar mă simt prost! Mi-e rușine, mie de rușinea voastră, ca să vă explic. De asta mai scap câte un zâmbet pe undeva. Pentru că m-am săturat să fiu atât de dură și de dură și de dură. Pentru că este jenant. Eu zic că a trecut suficient timp să vă dați seama dacă este bine ceea ce faceți sau ceea ce nu faceți aici, în această emisiune. Este prea mult. Și aș vrea să ne luăm la revedere într-un mod frumos. Nu vreau să vă descalific. Dacă simțiți că nu mai puteți, luați o pauză. V-au demonstrat alții cum se face. Dar eu chiar vreau să plec, dar să plece cu mine, că iubitul meu, na. Dacă văd că rămâne aici, nu plec, na. Da, dar ca să vreau să plec în această încăpere de care mulți dintre voi v-ați bătut joc, trebuie să meritați acest drept. Intrați aici ca și cum vi se cuvine. Nu vi se mai cuvine absolut nimic. Gata. Stop. Dacă voi nu sunteți capabile să vă luați la revedere de la această emisiune, și la modul serios vorbesc, o să trebuiască să vă descalific. Mai mult, tot voi veți fi cele care veți regreta și vă veți dori să vă întoarceți aici. Pentru ce? De ce? Mobilizați-vă! Reveniți-vă! Căutați în pod cei 7 ani de acasă, bunul simț, respectul față de niște oameni care vin la o anumită oră și stau. Și să vorbim și cu băieții, că nici ei nu sunt mai breji. În afară de sală, proteină, fitness și jucat cu sticle, altceva... și mâncatul, am uitat, iertați-mă. Vrea cineva să plece? Vrea cineva bile de voie pentru totdeauna? Eu cu Marius. A plecat Mariana? Renuș dorea să plece? Eu, fata mea. Ca să ce? Să vă văd dormind pe canapele? Este jenant. Stați să ce? De ce? Să vegetați să ce? Nu produceți fotosinteză. Voi nu sunteți plante. Nu ne dați oxigen. Ne faceți rău. Doar vă plângeți. Aș juca și eu de dor. Adică pe bune este păcat. Plecați de aici. De dor, trec pe lângă voi pe hol și vă aud ce discuții aveți. Să nu mai zic de discuțiile de la cantină. Să nu mai zicem de cuplurile care s-au iubit astăzi în pauză. Să nu mai zicem de lucruri pe care le face. Sunt afară, sunteți foarte mișto. Păi să nu mai zicem. Adică, de ce? Stați puțin, doamna Andreea, la cine vă referați? Marius, stai liniștit. Nu, la ce cuplu se iubea în pauză, că sunt curios. Lasă, ce fel de problemă, mai și pauză și în emisiune, e ok. E ok, nu mă deranjează, atâta vreme când ne arătați și aici. Na, Ligi, Cătălin în pauză? Păi la... Erau sub pătură. La ei vreau. Ce? Peste el în pauză, hai să nu dramatizăm. Stăteam și povesteam, simplu. Nu. Sub pătură, Turcu? Nu, glumesc și eu, doamna Andreea. Nu. Am trecut pe acolo și era lumina stinsă și făcea, făcea ca o pasăre. Cătălin fluiera pe acolo, nu știam să audi. Păi te fluiera pe tine, a vrut să... Dar ce și pasăre, cel mai serios. Că sunt mai multe păsări care cântă. Păi da, v-ați luat de el cu proteina, că mănâncă ca un muflon și ce a zis? Bravo! Ceva... Era ceva de genul... Aha, cucu e mort? Ceva stil muflon. A mărit cucu beaua? Ramona era lângă noi. Cine cânta? Ce cânta? În emisiune de ce nu te vedem? De ce nu-ți vedem bărbăția? Pe cine? Pe curajul. Mine? Da! Pe mine? Da! De ce? Păi s-a aud că v-ați pupat în club? Adevărat. Cine a zis treaba asta? Sau prin pauză. Și aici am văzut și imagini. Andreea, dar nu se vede bine în video ăla. Asta e aiurea. Păi putem face reconstituire, Turcu. Cătălin, auzi, mă. Să facă cineva care e în cuplu, nu știu. Af!
Păi, în club cine era? Ce s-a întâmplat în club? Eu, Marius. Păi tu, mai o reconstituire. Dar eu nu înțeleg, Ligi zice că v-a pupat, tu zici că nu v-a pupat. Nu, eu am zis că da, n-am zis că nu. Nu, ai zis că a fost un pupic pe obraz, prietenește. Colțul gurii s-a mișcat, s-a mutat până n-ați mai putut. Cum? Mi-a mers cu franțuzesc? Asta e spionul. Asta e spionul. Da? Ce s-a întâmplat? Oh, nimic. A, Cătălin, ai iubit acasă și te teamă să nu afle? Oh. Ne asumăm un sărut franțuzesc?